Localitatea Visag din județul Timiș va rămâne preț de câteva ore fără apă. Aquatim intervine cu lucrări de mentenanță. Marți 13 august, între orele 8-12, în Visag vor avea loc lucrări de mentenanță la pompa din foraj. Pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei în localitate. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă, transmit reprezentanții Aquatim.